N-ați văzut așa ceva, dacă ați ratat secvența astăzi, este ziua internațională la bicicletă. Bă, am ajuns, suntem noi o lume de tâmpiți. Dacă noi sărbătorim, am ajuns să sărbătorim ziua bicicletei. Nu suntem o lume de tâmpiți, suntem conduși de niște tâmpiți. Deci tatai Dumnezeu să-l odihnească, mergea pe tohanul lui ca să păi da, ăla e rog. Deci ăștia la țară, toată lumea mergea pe bicicletă, nu cred că s-a gândit unul vreodată că va veni o zi în lumea asta. Și tataia al tău, da, care se va sărbători, se ducea cu tohanul la sapă, la treabă, la ce faci? Că se cântă pe Dunesc. Mai zi. Nu. Cântă, hai, îi cântă Happy Birthday pe iubi cicletei. Nu mă cânta aia. Vine o zi, vine o zi când se va sfârși. Și are voce, adică. Cine va fi? Nimeni va ști când se va sfârși. Da, secvență fabuloasă. La două aspecte fiți atenți la ceea ce arătăm acum. Da? Deci s-au întâlnit astăzi trei cu și toți cu trei. Cu Iohannis cu Nicușor Dan, cu ăla de la Mediu, cum îl cheamă? Tanțoș Barna, așa. Cu Groningen de la Raiffeisen, directorul de bancă de la Raiffeisen, așa. Mergeau pe bicicletă. Vă rog, uitați-vă cu mare atenție. Hai să arătăm secvențele în timp ce vorbim, te rog frumos. Are atenție, deci Nicușor e în stânga, priviți-l cum pedalează pe stânga ecranului. Nicușor, priviți-l bine, neapărat Nicușor cum pedalează. Nicușor nu s-a trezit, nu e... Nu, deci priviți-l, el e singurul cu mască din toată asta, deci s-a anunțat că nu mai purtăm mască în spațiu public, el e cu mască și când transmite... Nu, e părerea mea că e vis-a-vis de miros, pentru că nefiind apă caldă în București... Sau fel că pute... Și eu nu, eu cred că nu, eu cred că... Uite, uite, stop cadru, poți să faci un stop cadru, stop. Poate, dar nu este. Un pic înapoi, dacă se poate. Uitați-vă în stânga la coșul ăla de gunoi care nu mai e. De ce nu? Iarba care e ca la mamă. Vai care de e pe uitați-vă, lasă un pic picioarele lui Nicușor. Fii atent, cum merge, uitați-vă. Lasă așa, care picioare așa, mai dai puțin. Ia. Eu cred că sub mască... Uite-mă, săracu. Și acum priviți. Eu cred că sub mască... Eu n-am crezut că poți să pedalezi cu picioarele Nix. Deci așa. Iar sub mască are joint-ul. Bă, dar tu nu-l vezi, mă, încheia la sacou pe bicicletă? Păi da, bă, nătără... Păi nu umblă, mă, ca tine de șansat. Doamne, iartă-mă. Mai dă o dată secvența că... Nu, dă-i înapoi, te rog frumos, dă-i înapoi. De înapoi. Deci, priviți-l. Iar ăla Schaffhausen, ăla a dat cu bicicleta peste Sassone. Acum, ăsta era să intre în pom odată Groningen de la Raiffeisen, săracu. Groningen, când deci ăștia, Schrödinger. S-au dus, mă, unde, mă, Herăstrău e o junglă urbană la propriu. Dar de ce au mers cu bicicleta de la Raiffeisen, că n-am înțeles? Păi asta e ideea, că ăla e un proiect Raiffeisen cu bicicletele galbene, înțelegi? Așa, cam și... asta e ideea, da? Că dai pe bani, nu? Păi, probabil că da. Nu, nu mă. Da. E pe... Dar uitați-l pe ăsta, mă, cum este. E pe de cascadorii râsului, da? Și atenție, uitați-vă acum la secvență, este fabulos momentul. Da, mă, pune piciorul jos, mă, Nicușor. Nu știe să frâneze. Bă, nu știe să naști tu să apese. Ia, și uite, ia, uite. Înapoi, mai dați o dată, vă rog frumos. Da, Manu, trebuie să uite. Deci, atenție foarte mare. Ce să zic, bine că nu erau cu mașinile, că mureau. Bă, ăsta pune piciorul jos când frânează cu bicicleta, mă, și ăla cade nătărău. Trei cretini.